just about. De data asta am venit într-una din primele rezervații din România, și anume Cheile Turzii. Ce facem un text de început? Că ce intenționăm noi astăzi? Hai să mergem, că ți arăt eu mai încolo un pic. Astăzi o să facem probabil cel mai spectaculos și ușor traseu de alpinist din România, și anume... Bine ai zis, probabil o să-l facem. Sigur că o să-l facem, că iarna. Nu o să-l facem pentru că iarna. E un traseu foarte ușor, dar extrem de spectaculos. Un traseu de gradul 2B, asta pe vremea când pe el nu era via ferata. Acum traseu echipat cu via ferata. Asta înseamnă că un cablu de oțel gros e fixat pe perete din loc în loc, în așa fel încât te duci, te poți folosi de cablu să ieși. Și turiștii sau nealpiniștii mai puțin experimentați să poată să-l parcurgă, să vadă frumusețea, să traseu, să vedeți ceva absolut. În condițiile în care acești turiști merg cu ghidi specializați și cu un echipament special pe care o să explicăm mai sus cum funcționează. Așa, și despre via ferata iarăși discutăm mai târziu. Important e că mergem să facem acolo, poate nu se vede, este o gaură imensă prin tavanul căreia vom ieși deasupra Cheilor Turzii. Cum zicea colegul Ovidiu Pop, o să încercăm să ieșim, pentru că fiind iar riscăm să prindem o placă de gheață, să nu putem trece. Da, o să încercăm. Până una alta, prima încercare este trecerea apei, în așa fel încât să nu ne dăm la picioare și să stăm uși toată ziua la minus grade. Hai să vedem. Intrarea în traseu se face undeva în dreptul șopotului cheii, deci cam pe la mijlocul Cheilor Turzii, pe trecut apa. Se urcă pe Marele Grohotiș, așa îi spune grohotișul ăsta pe care urcăm noi acum, nu se vede el bine pentru că e acoperit de zăpadă. Se urcă pe Marele Grohotiș și la un dat se vede o cărare în dreapta care ne aduce la baza traseului Grota Hili. Sau Hiliod, mi se mai spune. Asta este unul dintre motivele pentru care Vara Salvamontul nu lasă turiștii să părăsească proteca. Este dacă, de exemplu, urcă pe grohotișul ăsta, vara pietrele pleacă foarte ușor și un bolovan de ăsta luat în cap te poate chiar omorâ. Bașca aici, fiind trasee de alpinism, se întâmplă să mai vină bolovani. E bine ca turist să rămâi pe cărare. Deja când ai început să te specializezi în alpinism, poți ca să începi să o iei pe lângă cărare prin alte locuri. Vara se vede ușor o potecă desenată pe unde în general urcă lumea. Tot trebuie avută mare grijă, evident, pentru că altfel mișcă vara tot grohotișul ăsta. Acum e înghețat. Acum e fixat de zăpadă. Da. E sub zăpadă. Nu știu ce ar fi, că e clar că nu este placă de gheață sau nu e zăpadă mare, să fie pericol. L-au plouat, a înghețat și după aia au nins peste. Trebuie să ai grijă unde pui piciorul, să faci o urmă bună, să nu se miște, că poți să miște pietre sub zăpadă să cazi. Se întâmplă foarte rar în Cheieturzii de asemenea fenomene, dar la munte am mai văzut când bate soarele și e puțin cețos cum e acum, cum taie câte o muchie, razele soarelui formează fenomenul ăsta fantastic. Extraordinar. Aia de asta mai la munte vezi. Am ajuns aici într-un punct unde trebuie să traversăm Grohotișul în partea cealaltă. Pe după colțul ăla. Da, pe după colțul ăla. De obicei în locuri de astea expuse
E foarte bine dacă găsim să ne luăm după urme de animale, pentru că ele totdeauna în locuri periculoase, doar în locuri periculoase, că altfel le iau prin tot felul de zone fanteziste, în locuri periculoase aleg totdeauna cel mai bun traseu. Și aici avem niște urme de ces. Dușioasă, tu să-mi spui, eu nu și-a priceput. Vulpe și o căpriță. Ok. O vulpe și o căpriță. Deci pe bune am urcat tot grăbătișul, ne-am luat după urmele astea și pe bune, dacă a fost cel mai... Se mai despărțeau, dar aici tot e suna peste alta la traverseu. Cea mai bună linie. Da, hai să mergem. Uite, aici se despart. Nu știu care a luat-o în sus. Ei, am depășit Pintenul, care era pe dreapta Grohotișului. În curând ajunge la baza traseului. Se vede un pic acolo, o să-l vedem. Chiar la baza traseului traseul nu se vede. De-abia după ce dăm colțul se vede. Asta-i pe... Dar de acolo să începem să ne legăm. Asta e turnul ascuțit aici, da? Da, un celebru traseu din Chiele Turzii. Pe care altfel noi l-am mai făcut. Pitonat noi l-am făcut, dar chiar în emisiune... Cu Joe Indian. De foarte multă vreme. Hai. Aici avem o problemă, Pop. De ce? Dacă urcăm pe acolo sau ne curățăm de zăpadă și merem peste perete. Pe aici. Pe aici, bine. Pe aici, sub perete, mai abrupt și mai... Aici, în potecă, de fapt. Da. Încă facem noi altfel, Popica. Cum? Du-te acolo, regrupează-ne ala și dăm coarda. Am intrat în traseu, adică am prins linia cablului. Asta este un cablu pe care amatorii de via ferata vin, spun de o asigurări pe care în dreptul fiecărui piton le mută. O practic, exemplificăm. Mult n-ai cum să cazi, plus că ai pe mână curentă cablu. Mai sus povestim cu Ovidiu, el e un adept via ferata. Nu sunt un adept, e aici, suntem în condiții de iarnă și putem să facem. Practic, este o amenajare care face ca pereți periculos sau trasee periculoase și dificile se poată fi parcurse de oameni cu o pregătire fizică și, mă rog, tehnică mai mică, mai slabă. Vezi cum e? Tragi siguranța și nu mă lași și blocația. Asta nu poate veni jos de pe cablu, nici cum. Deci carabiniera e asigurată. Ok. Deci ăsta e un zel pe care ni l-am pus noi ca să putem sta mai din scurt un pic dacă avem de lucru. O bucățică de coardă sau de chină. Zelb se înseamnă autoasigurare. Vine din germană, Zelbst. Deci autoasigurare înseamnă că în momentul când ajungi în dreptul unui cui din perete, piton, spit, o regrupare, acolo poți să te asiguri cu o bucată de coardă, o buclă, orice ar fi fiind ea și să te afli în condiții de siguranță. Uite că se și vede cum răsare soarele de după creastă. Este în curând o să fim în soare. Mai avem de parcurs în jur de 10 metri, după care se va vedea mare parte din frumusețea acestui traseu. O să vedeți, ăsta e răsuflarea. Imediat se vede. Sunt după un colț de stâncă și nu se vede. Gata, am plecat. Hai. Trebuie să le dau cu mâna în sus, pentru că... Păi da, așa se și face. Calc în ele, știi? Da. Oa, ce splendoare. Da. Prefer să nu mă țin de cablu. Dacă, știi cum e asta? Întotdeauna e de preferat să folosești stânca. Să nu te țin nici la orice fel de trasee. Să folosești prizele. Aici deja stânca e uscată și măcar și prinde. Da. Nu pot să cred că ne mergem pe via ferata, pe cablu, asigurați. Și acum am găsit iarăși, m-am întâlnit cu urmele de vulpe. Bine, n-a venit pe unde a venit noi, că pe lateral, dar sunt pe urmele de vulpe. Asta e o porțiune chiar ușoară, pentru că e o brână, s-ar putea fi periculos aici. Opa. Treceți!
trec lonja. Ce ar putea fi periculos aici ar fi căderile de pietre în... Iar n-am mai puțin, probabil. Iar n-am mai puțin, dar tocmai asta mă îngrijorează ca să dezgheață. Când e mai mult. E un perete foarte fiabil. Asta e culmea. Deci urmele vulpoiului se văd în continuare. Merg în sus către grota Hilii și vin înapoi. Destul de posibil să dăm de vulpoi în groată. El ne aude acum, știe că pentru a scăpa trebuie să treacă pe lângă noi. Oare, nu m-ar mira, porumbei. Nu m-ar mira, asta e posibil să meargă să găsească porumbei morți. Nu m-ar mira ca când intrăm pe cablu, pentru că nu stă pe vulcel, el să fugă pe lângă noi pe vulcel. Mă ajut dacă o să fim pe fază. Dio ferată n-am mai făcut mâna. Vezi, aici se vede foarte clar cum rămâi tot timpul asigurat, da? Așa. Acum traseul merge chiar pe sub perete. O vreme încă și de acolo o ia așa direct peste plăcile alea. Acolo să fie ceva mai dificil pentru că placa aia o ținut zăpada și o să alunece. O să trebuie să ne ținem cu mâine de cablu. Dar după cum vezi, se vede de aici scări din jumătate de metru. De să aproape poți să calci pe ele. Ca niște scări, niște asigurări. Dar de aia spun, e o plimbare de plăcere, dar să vii, nu iarna. Bine, traseul normal de cătrarea nu pe acolo merge. Da. Așa, aici e un pic de zăpadă pe perete, dar nu e gheață, asta e noroc. Bocancii țin bine și cablu. Vara traseul este chiar o plăcere, deci. Asta este punctul din care traseul grota lui Hilii se conturează foarte frumos. Vedem? Noi o să ieșim deasupra cheilor Turzii, de fapt la crucea care marchează cel mai înalt punct din cheile Turzii, prin gaura aia. Deci prin gaură ieșim deasupra cheilor Turzii. Un peisaj absolut formidabil și dacă privim în sus și dacă privim în jos. De fapt, traseul ăsta are și o istorie simpatică. Acum 25 de ani, împreună cu Tavi Bortoș, am făcut aici un filmuleț cu o cameră pe care o aveam de la școală. Cu filmulețul ăla ne-am dus la directorul televiziunii din Cluj, care era atunci domnul Bădescu, care a văzut filmul și ne-a angajat la televiziune. Filmul se numea Bătând la porțile cerului. Așa și arată, trecând prin tavanul grotei, să ieși deasupra la cruce, de unde deasupra este numai cerul. Minunat! Via ferrata, deci pro și contra păreri. Conservaționiști, ecologiști care spun că nu are ce căuta un cablu în rezervație naturală pe perete, alții care vor să promoveze sportul și alpinismul și care spun că ba da, are ce căuta pentru că în felul ăsta și oameni mai puțin pregătiți în condiții foarte de disciplină foarte strictă pot să parcurgă traseul ăsta. Aici începe partea mai tehnică a traseului, care întrebuie cunoștințe de alpinist, de cățărare, ceva mai elaborate, nu o să fie oricum greu. Oricum, orice se întâmplă, noi avem la noi două semicorzi de 60, deci... Da, da, dacă avem... am apucat să venim în jos... Știu, nu, ca să se înțeleagă, suntem în condiții de siguranță, avem și alt echipament la noi decât via ferată, să putem ieși. De asta am orice și luat corzile, de asta am și luat corzile pe noi, orice s-ar întâmpla, să ne avem asigurată retragerea. Bun, de aici vine, începe un pic mai complicat, pentru că are... Prizele sunt pline cu zăpadă. Și alunecă, da. Tot nu pot să zic că e greu. Și problema e că... Pasajul mai, adică l-au trecut acolo. Îți și îngheață, am trecut acolo. Îți și îngheață mâinile pe cablu, acum am încercat cu mănuși, da. Ușor dificil. Îți aici și asigurat mai des în porțiunile astea dificile. Ca să nu scapi prea mult în cazul. Bine, se poate chiar și la... Se poate călca pe bridele de perete. Aici e un pic mai complicată treaba. Curăță-ți cu mâna, vezi ce perete curăță. Asta e porțiunea cea mai expusă, din punctul meu de vedere, acum iarna. Chiar dacă vara nu e grea, pentru că ai pe ce pune piciorul, acum iarna, pentru că e față căzută, adunat zăpadă mare, piciorul nu ține absolut nicăieri. Excepțional!
plecăm pe porțiunea mai dificilă și și mai expusă. O să urmeze și un traverseu interesant. Dar măcar nu este zăpadă pe perete. Dar măcar nu avem zăpadă pe el. Hai, încumpi. Aici era Pop. Da. Ce era regruparea din vechiul traseu. De aici se pleca peste suplomă. Da, mai era o chestie, că aici s-au bătut foarte multe trasee după aia. Folosim repridele. Aici e pasul mai... Așa, cu mâna întinsă să nu obosească, da? Nu așa din forță, cu mâna întinsă. Da, da. Acum, e o mișcare hoță aici. Bun, asta a fost. Și acum asigurăm. Vă lăsați tare pe spate cu încredere. Auzi, porumbei. Folosesc alte tehnici aici, mă, copică. Asta chiar a fost ușor. Nu vine asta? Bă, eu acum stau destul de comod pentru că... Oare reușesc să trec în fața mea așa? Pentru că îmi prind... Către dreapta. Îmi prind papucii, știi? A, așa. Dar cum a fost? Mă, mai ușor decât pe, la clasică. La clasic trebuia să ieși un pic mai expus, știi? Da. Acum am venit mai pe direct. Te folosești de cablu, asta e și ideea pe vremea asta. Și acum uite așa pe lângă mine. Da, da, nu știu dacă o să... Cred că pot. N-ai grijă. Traverseu pe balustradă, frumos, și sunt urme. Sunt... Vezi, înainte acolo era regruparea și pe acolo era traverseu. Asta este finalul traverseului din Grota Hili, punctul în care am ajuns eu. Ovidiu acum traversează, vine și el încoace. Spectaculos, de-al minteri. Frumos. Uite-l acolo ce frumos vine. Am uitat să-mi trec zelburile. Mă asigur că cu cablu te joci, da. Fantastic cum seamănă grota asta Hili, un puț imens, cu puțurile din mina de sare de la Turda. O similitudine extraordinară. De aminteri, astea două obiective turistice sunt cele mai frumoase de aici, de lângă Turda, Cheile Turzii și Salina din Turda. Da, frumos și spectaculos.
Aici se termină via ferată, se vede capătul cablului. De aici va trebui să urcăm cu foarte mare atenție, pentru că dacă scapi în stânga, te plictisești până jos. Aici nu te plictisești, dar oricum ești mor, pentru că ai 80 de metri de apic de cădere în gol. Deci, cu foarte mare atenție trebuie urcat. Aici e mai ușor, știi, acolo a fost o treabă mai... Cam la 30 de metri de la de unde se termină via ferata, am asigurat, am găsit aici un țanc, după care am asigurat, pus o buclă. Este loc foarte frumos de vedere. Se vede peretele uriaș, cu murci în sus, în dreapta, iar în stânca se vede Hiliodul și tot podișul ăsta Transilvaniei în spate, cu Vlădeasa, cu Apusenii, un peisaj absolut minunat. Da. Mai avem o crestuță și ajunge sus la Cluce. Hai, popică, hai la deal! Hai la deal! Am ajuns și în cel mai înalt punct al Cheilor Turnului, și anume la Cruce, crucea care toată lumea cunoaște, care o vede din toate părțile. Mai era și pe partea cealaltă o stea rusească, dar odată jos după Revoluție, poți să te dezlegi, Ovidiu. De fapt, punctul mai e jos cu 2-3 metri decât versantul ăla, dar așa e cunoscut de opte cel mai înalt punct. Asta este capătul traseului, finalul, este locul în care am vrut să ajungem. Am urcat în jur de aproape 300 de metri de jos de la nivelul apei până aici. Asta a fost acum aventura, aventura către cer, urmează aventura către adâncurile pământului. Acum, gata, pe azi. Cu hornul ăsta aici, cu fața la vale.